Se spune că creatorul lui Ivanhoe, Walter Scott, într-o zi a vorbit cu niște prieteni de-ai lui și a zis: dă-mi o carte din bibliotecă. Și unul dintre ei a zis: care carte? Și Walter Scott a zis: una singură se poate numi cartea, celelalte sunt cărți, dar aceasta este singura care se poate numi cartea. Sfânta Scriptură. Fiți bineveniți, ne bucurăm foarte mult că sunteți împreună cu noi. Aș vrea ca să avem un moment special înainte de a merge mai departe. Un moment și formal, dar și informal. Un moment în care să cerem prezența lui Dumnezeu cu noi printr-o rugăciune. De aceea vă invit să ne ridicăm în picioare. Doamne, mulțumim din adâncul inimii că ai îngăduit că în această seară să ne adunăm în locul acesta și să vedem viața așa cum o vezi Tu. Te rugăm, ajută-ne la aceasta, ajută-ne la o privire limpede, senină, fără prejudecăți asupra semenilor noștri, în așa fel încât inima noastră să rezoneze cu inima Ta, gândurile noastre să devină gândurile Tale și voința Ta să se cufunde în voința noastră. În numele Domnului Hristos îți mulțumim, te lăudăm pentru toți cei care ascultă și vor asculta vreodată acest program. Amin. Poate sunteți surprinși unii dintre dumneavoastră de faptul că începem destul de abrupt cu o rugăciune, cu cântece creștine, religioase și aș vrea să pornesc de la o presupoziție, nu de la o prejudecată, de la o presupoziție și vreau să vă arăt o imagine. Nu știu câți dumneavoastră știți ce înseamnă imaginea aceasta, este o parte a Palatului Kremlinului și în urmă cu ani de zile se făcea mare propagandă ateistă la Moscova. Și după ce Stalin a interzis religia, deși la început toți ziceau că comunismul cu religia pot să coexiste și așa mai departe, la un moment dat erau trimiși așa numiți locțitori politici sau știu eu, conferențiari din aceștia prin anumite sate să le spună oamenilor că nu este Dumnezeu și gata și că de acum este o altă epocă, omul cel nou și așa mai departe. Și după un astfel de moment extraordinar în care a prezentat un ateu toate dovezile că nu există Dumnezeu, toate argumentele, la un moment dat a fost întrebat cineva: no, spune acum, există Dumnezeu sau nu există? Și omul a zis: bineînțeles că există. Păi cum? De atâta vreme, uite, ți explic că nu există și natale zici că există. Și omul zice: e simplu, ce doar nu fi guvernul nostru atât de prost încât să se lupte atât de tare cu cineva care nu există. Că guvernul spunea nu există și atunci se lupta. Noi pornim, dragi prieteni, de la presupoziția că Dumnezeu există și de la faptul că în această carte sunt prezentate excepționale lecții de viață și lucruri întâmplate cu 2000 de ani sunt atât de relevante pentru noi astăzi. Astăzi vom vorbi despre Iisus și prejudecățile și vom avea câteva gânduri dintr-o istorie pe care ne-o dezvăluie Sfânta Scriptură, în așa fel încât vom pleca cu lecții deosebite acasă. Cu siguranță că fiecare dintre noi ne-am lovit de acest zid al prejudecăților. Nu-l mai ascult, domnule, pe ăsta, că nu știu ce. Sau, ce, domnule, vorbești cu sărântocul ăla, cu săracul ăla? Îmi aduc aminte de o istorie din Pădureanca, de Ioan Slavici, în care la un moment dat Simina Neacșu se îndrăgostește de Iorgovan Busuioc, era un băiat bogat. Și Simina Neacșu îl iubea așa de mult încât zicea: dacă m-ar călca în picioare, aș săruta călcâiul care mă apasă. Și cu toată această dragoste nu puteau să fie împreună pentru că el era bogat, ea era săracă. Și atunci se priveau în felul următor, săraco sau bogatule. Poate că ați citit istoria dramatică a lui Ciprian Porumbescu, care pe mine ori de câte ori o citesc, mă doare sufletul. S-a îndrăgostit de Berta Gordon, fata preotului reformat. Și ea s-a îndrăgostit de Ciprian, dar prejudecățile așa de mari că ea nu putea să se căsătorească cu un ortodox, iar ortodoxul nu putea să se căsătorească cu o reformată, încât
s-au despărțit și nu au putut să se căsătorească, nu au putut să aibă o viață împreună și lucrul ăsta probabil a contribuit la plecarea lui Ciprian mult mai devreme decât ar fi fost normal. Și sunt foarte multe lucruri care apar în fața noastră și știm noi despre anumiți oameni câteva lucruri și atunci îi privim în felul acesta. Astăzi aș vrea să vă povestesc despre un moment în care Iisus se întâlnește cu o femeie. Iisus din Nazaret, marele învățător, cel mai mare învățător al tuturor timpurilor, se întâlnește cu o femeie și vreau să vă citesc din Evanghelia după Ioan de la capitolul 4, la versetul 3 înainte, unde spune așa: atunci a părăsit Iudeea și s-a întors în Galileea, fiindcă trebuia să treacă prin Samaria. Foarte interesantă această expresie, trebuia să treacă. Nu neapărat că avea drum pe acolo, dar el trebuia să treacă. Și să rețineți, vă rog, această expresie. A ajuns lângă o cetate din ținutul Samariei numită Sihar, aproape de ogorul pe care îl dăduse Iacov fiului său Iosif. Acolo se afla fântâna lui Iacov. Iisus, ostenit de călătorie, ședea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dă-mi să beau, i-a zis Iisus, căci ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării. Câteva detalii foarte interesante din textul acesta. Imaginați-vă episodul, o fântână săpată cu dale de pietre, o fântână antică, veche, dar care n-avea frânghie și nici găleată. Și cine dorea să ia apă, lua găleata cu o frânghie, se ducea, punea găleata, scotea apă și pleca. Însă era ceasul al șaselea, zice Sfânta Scriptură. Ceasul al șaselea în Biblie înseamnă ora 12 ziua. Dacă ne referim la practica vremurilor acelora, în general femeile scoteau apă seara. Ce struși pe arșița aceea să scoți apă la 12 ziua. Iată un amănunt foarte interesant. O femeie care se duce să scoată apă în miezul zilei, când erau probabil 40 de grade și nu prea era țipenie de om pe stradă. Oare de ce? De ce femeia asta merge să scoată apă la 40 de grade? Când Iisus o vede, îi zice: dă-mi să beau, căci ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării. Iisus o ostenit de călătorie. Îmi place enorm detaliul acesta, pentru că noi nu avem de privit la un fel de Superman care a venit pe pământul acesta și căruia nu i-a fost foame, nu i-a fost sete, n-a avut problemele pe care le avem noi. Ba da, Iisus a fost flămând, Iisus era ostenit, Iisus era însetat. Iată-L exact ca și noi. Am împărțit mesajul de astăzi în câteva momente. În primul rând vom vorbi despre Marea Întâlnire. Marea Întâlnire. Ceva extraordinar se întâmplă aici. Femeia aceasta vine la 12 ziua să scoată apă, se întâlnește cu un tânăr galilean, după haine era iudeu, era clar. Samaritenii nu prea aveau legături cu iudeii și femeia spune direct: cum tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteancă? Era un fel de rivalitate, în așa fel încât iudeii se considerau mult mai sfinți. Dacă un iudeu se ducea prin piață, se ducea acasă și se spăla pe mâini ca nu cumva din greșeală să se fie atins de vreun samaritean, că se făcea necurat. Și femeia nu înțelege cum adică poate un tânăr iudeu să-i ceară apă și să vorbească cu ea în felul ăsta, așa de direct. Tu, iudeu, ceri de la mine, femeie samariteancă? Iudeii, într-adevăr, n-au legături cu samaritenii. Drept răspuns, Iisus i-a zis: dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice dă-mi să beau, tu singur ai fi cerut să bei și El ți-ar fi dat apă vie. De fiecare dată când citesc textul acesta, îmi tremură inima. Nu știu prin ce împrejurare ai ajuns la programul acesta. Poate în obișnuință vii la biserică aici, sau poate ai ajuns din întâmplare, te uiți din întâmplare pe Facebook, sau poate că vrei să vezi ce se mai spune sau ce se mai zice. Dacă ai cunoaște tu cu adevărat darul lui Dumnezeu și al cui cuvânt se prezintă aici, dacă ai înțelege că aici nu e vorba nici despre un om imperfect care face greșeli sau tușește când cântă, sau despre o transmisie care poate să aibă problemele ei tehnice, ci este vorba despre cea mai mare întâlnire a vieții care poate să aibă loc. Poate te-ai întâlnit vreodată cu un președinte de stat sau cu cineva, cu un om mare, însă dacă ai cunoaște tu darul lui Dumnezeu și cine este cel care vrea să intre într-un dialog cu tine astăzi,
Iisus se uită la această femeie și spune: dacă ai ști tu cine este cel ce zice dă-mi să beau, tu singur ai fi cerut să bei. Pentru că noi de foarte multe ori nu conștientizăm care este întâlnirea noastră de fiecare dată când se deschide această carte. Nu conștientizăm cine este în spate. Avem impresia că e un om sau un predicator imperfect, sau avem impresia că este o întâlnire frumoasă, socială, la biserică, însă dacă ai ști tu că aici unde se adună doi sau trei, eu sunt în mijlocul lor, zice cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ai ști tu cine este această persoană despre care psalmistul spune că este cel mai frumos dintre oameni, dacă ai ști tu. Tu singur ai fi cerut să bei, zice Iisus acestei femei, și El ți-ar fi dat apă vie. Femeia s-a dus să ia niște apă de la o fântână, dar s-a întâlnit cu Împăratul împăraților și Domnul Domnului. Sunt invidios puțin pe femeia aceasta. Tare aș fi vrut să aud glasul acela lui Iisus, în ce muzicalitate vorbea. Cum putea Iisus cu o singură voce, fără microfon, să vorbească la 5.000 de oameni? Nu știu. Dacă aș putea să-mi aleg să merg într-un loc în istorie, în timp, m-aș duce pe acolo să văd și eu conversația aceasta sau predicile acelea pe care le-a ținut Iisus. Dacă ai ști tu cine este cel care îți vorbește, poate că te-ai zgudui puțin și ai zice: Doamne, aici trebuie să cuget mai mult, aici trebuie să poposesc un pic mai mult. Iată o imagine foarte frumoasă care reflectă într-o oarecare măsură această întâlnire, în care femeia aceasta vine și Iisus îi spune: dăm să beau. Marea întâlnire, dragi prieteni, viața fiecărui om este întâlnirea cu Iisus. Indiferent cât de important este patronul, indiferent cât de important este directorul, indiferent cât de important este președintele, marea întâlnire a vieții fiecărui om, să nu uitați, este întâlnirea cu Cel care a schimbat istoria. Întâlnirea cu Cel care rămâne în istorie ca fiind cel mai fascinant personaj al tuturor timpurilor, Domnul Iisus Hristos. Al doilea moment este mai mare decât oricine. Cine este acest Iisus? Cine este Cel ce îmi zice dă-mi să beau? Și Iisus continuă după ce femeia îi spune: Doamne, te rog frumos, n-ai cu ce să scoți apă. Fântâna este adâncă. De unde ai putea să ai dar această apă vie? Ești tu mai mare ca părintele nostru Iacov? Îmi place foarte mult de Domnul Iisus cum pune problema de la domeniul acesta fizic, intră direct în domeniul spiritual. Dăm să beau. Și vreau să vă spun ceva. Când Dumnezeu ne cere ceva, nu ne cere fiindcă nu are, ci fiindcă este privilegiul nostru să servim pe Dumnezeu cu ceea ce ne cere. Și Iisus face acest transfer de la nevoia aceasta fizică de apă dincolo la apa vieții, la apa vie, care este cuvântul lui Dumnezeu. Dă-mi și mie, n-ai cu ce să scoți. De fapt, tu ai fi neputincios dacă n-aș fi eu aici. Avem noi impresia uneori că Dumnezeu nu s-ar descurca fără noi. Eram împreună cu un prieten, pentru prima dată zburam cu avionul și aveam așa o... Știți cum e. Nu e decât tu și Dumnezeu acolo. Și el mă liniștește și zice: stai liniștit, Dumnezeu mare nevoie de tine multă vreme pe pământ. Și m-am liniștit așa pe moment, după aia m-am zis: ce prostie mi-a spus, cum adică Dumnezeu are nevoie de mine? Nu, eu am nevoie de El, nu El are nevoie de mine. Noi avem impresia că dacă Dumnezeu ne cere ceva, mamă, n-are de unde și numai prin noi poate să facă. Nu, Dumnezeu poate să facă și prin alții dacă noi nu facem. Asta este problema. Uite, ești tu mai mare ca părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta, el însuși și feciorii lui și vitele lui? Iisus i-a răspuns: oricui va bea din apa aceasta îi va fi iarăși sete, dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în veac nu-i va mai fi sete, ba încă apa pe care o voi da eu se va preface într-un izvor de apă care va țâșni în viață veșnică. Și noi, dragi prieteni, doamnelor și domnilor, noi de multe ori ne adăpăm din băltoacele galben-verzuele acestei lumi și nu înțelegem de ce ni se face iarăși și iarăși sete. În loc să ne adăpăm din apa vieții care curge de la Domnul Iisus Hristos. Și încă ceva zice Domnul: dacă totuși mai este sete, ne mai este sete după apele murdare ale acestei lumi, înseamnă că n-am băut din apa vieții de la Domnul Hristos, care curge din tronul lui Dumnezeu, pentru că doar acea apă satisface sufletul. Încercăm, în calitate de tineri, să mergem în tot felul de locuri, să facem tot felul de lucruri, să sorbim tot felul de ape ale acestei lumi.
ți se face iarăși și iarăși sete, dar atunci când dai de apa vieții de la Domnul Iisus Hristos, zice Domnul Hristos, în veac nu-ți va mai fi sete. Doamne, n-ai cu ce să scoți. De parcă Dumnezeu ar fi așa neputincios uneori. Pe vremea când trenurile românești arătau cam așa, adică o locomotivă curată, frumoasă, am prins, când eram student, făceam Timișoara-București 6 ore și ceva, am prins Intercity, primul Intercity, super. Pe vremea când arătau așa, aveam 19 ani și am plecat de la Arad la București cu trenul. Și eram cu mătușa mea în compartiment, mergeam împreună să obținem o viză pentru Austria. Pe vremea aceea trebuia viză pentru Austria. Unchiul meu m-a invitat acolo și am dus la București să obținem viză. Dar nu știam unde este ambasada. Habar n-aveam. Și m-a rugat domnule, Doamne, te rog frumos, dacă ești cu noi, ajută-ne să găsim ambasada asta. Trimite un om care să ne spună unde este ambasada asta. Noi stăm. Eu citeam din Biblie. Aveam așa pasiunea aceasta să citesc din Biblie. Citeam chiar de la Matei 24. Mă impresionau detaliile acolo. Și la un moment dat, pe la Brașov, apare un nene în ușa compartimentului, deschide ușa, zice, liber? Zic, liber. Dar înainte să deschidă ușa, tot se plimba prin fața compartimentului 2-3 ori. L-am invitat să ia loc, a luat loc acolo. Se uită așa la mine, zice, câți ani ai? Zic, 19. Citești din cartea aia? Da, zic, de ce? Zic, profesor de istorie, zice, eu sunt ateu. O respect, domn profesor, zic, da, de ce ați devenit ateu? Dom'le, astea nu mai țin astăzi pasul cu lucrurile care se întâmplă. Știința a descoperit, știința a făcut, a drept și așa mai departe. Da, zic, hai să vă zic ceva, este profesor de istorie? Zic, tate, ce zice aici în Matei 24? Foarte interesant. Ce când veți vedea urăciunea pustirii așezată în locul preasfânt, cel ce citește să înțeleagă ce din Iudeea să fugă la munți. Știți ce s-a întâmplat? Zic, în anul 66, generalul Vespasian, numit Cestius Galus, a înconjurat Ierusalimul. Și ucenicii Domnului au văzut că e problemă. Urăciunea pustirii era steagurile romane care înconjurau Ierusalimul. Ei s-au gândit, ăsta va fi un semnal. În mod ciudat, zic, fără nicio logică, Cestius Galus se retrage cu armatele lui și ucenicii, zic, creștinii, și-au dat seama că acesta este semnalul, au plecat din cetate și în anul 70 vine împăratul Titus și căsăpește Ierusalimul și se spune, un mare istoric, zic, Milman, in the history of the Jews, spune că pe treptele Ierusalimului sângele curgea ca apa. Oh, se uite așa la mine, zice, scrie asta în Biblie? Zic, scrie în Biblie ce se va întâmpla, dar zic, eu vă spun din punct de vedere istoric. Deci Biblia e o chestiune istorică. Deci pure speculații. Zic, și știți de ce s-a retras Cestius Galus? Vă spun. Zic, am citit o carte romantică, se numește Cetatea Blestemată și John Carling este autorul ei și în Cetatea Blestemată se spune că fiul lui Cestius Galus, numit Crispus, s-a îndrăgostit de o evreică numită Vasti. Și pentru că l-au prins ziloții, i-au spus lui Cestius Galus, te retragi cu armatele sau îți omor un fiul? Dragostea de tată a fost mai puternică decât dragostea de țară și s-a retras cu armatele, a suferit el ce a suferit, dar ăsta a fost semnalul. Pure speculații, profesorul. Doamne, n-ai cu ce să scoți, n-ai cu ce să intervii aici. În cazul acesta n-ai cu ce să intervii, nu? De foarte multe ori ne-am gândit, domnule, omul ăsta ai pierdut. N-ai cu ce să intervii în cazul ăsta, Doamne. E prea închisă toată situația. Ești în imposibilitatea de a face ceva. Și el nu spune așa. Dă-mi o singură dovadă a existenței lui Dumnezeu. Mă uit la el înghit în sec și zic dumneavoastră. Cum eu? Înainte să spun dumneavoastră, m-a întrebat, unde mergeți? Zic că mergem la ambasada Austriei, dar nu știu unde este. Nu știți, vă spun eu unde este. Fiți atent. Ieșiți din gară, pe partea dreaptă, este un autobuz 123, vă duce până la Piața Galați. La Piața Galați, o luați pe dreapta, pe strada Salcâmilor și imediat pe stânga este ambasada austriacă. Atunci era pe vremea aceea, exact acolo. Oh, mulțumesc foarte frumos. Și când zice, dă-mi o singură dovadă a existenței lui Dumnezeu, zic, dumneavoastră. Zic, cum adică eu? Eu sunt ateu. Zic, simplu, zic, înainte să plec de acasă, m-a rugat ca Dumnezeu să găsească un om care să-mi spună unde e ambasada Austriei. Pură întâmplare. Zic, da, pură întâmplare. Zic, atunci de ce 5 minute toți v-ați plimbat prin fața compartimentului nostru și nici măcar n-aveți bilet pe locul pe care stați? Parcă o mână nevăzută v-a împins înăuntru. Știți, există istorie în Biblie care se încheie așa. Și omul acela a amuțit. Eu nu știam că n-are bilet pe locul pe care stătea, vă dați seama, dar am presupus că dacă omul a întrebat liber,
Normal că n-are bilet pe locul. Ce să vă spun? Profesor îngrozit. Profesor îngrozit până la București. Îngrozit. Am impresia că uneori Dumnezeu n-are lecții pentru unii oameni. Că n-are cu ce să scoată. Că n-are, n-are soluții. E bine să nu cumva să credeți că Dumnezeu n-are cu ce să scoată lucrurile. N-are cu ce să scoată lucrurile la liman. Are, întotdeauna Dumnezeu are. Doamne, n-ai cu ce să scoți. Iisus este mai mare decât Iacov, Iisus este mai mare decât Mahomed, Iisus este mai mare decât toți. Al treilea moment, marele test, sinceritatea. Când aude femeia de apa vie, ce zice? Doamne, dă-mi această apă ca să nu mai fie sete, să nu mai vin până aici să scot. Și Iisus îi spune, uite, dacă vrei să fii mântuită, dacă vrei să ai acces la această apă vie, trebuie să treci un test. Du-te și cheamă pe soțul tău. Și această femeie zice, n-am bărbat. Iisus se uită în ochii ei și zice, ai trecut testul. Bine zici că n-ai bărbat, pentru că 5 bărbați ai avut, iar cel cu care ești acum nu este bărbatul tău. Ia înghite în sec. Deși în Samaria exista Pentateucul Samaritean, care era foarte dur și uneori femeile care aveau aventuri erau omorâte cu pietre, femeia aceasta, nu știm motivele pentru care a cam scăpat de justiția locului. Unii comentatori zic că a murit 4 bărbați și ăsta care era... Nu prea cred lucrul acesta, pentru că Iisus nu-i spune 5 soți ai îngropat, ci zice 5 soți ai avut. Iar cel cu care stai acum, e clar că nu este o relație legitimă. De ce credeți că femeia asta a venit să scoată apă la 12 ziua? Pentru că oamenii se uitau la ea din două motive. Unii cu gândul ca să o poftească și unii cu gândul ca să o condamne. Cine mă asta? Uite-vă la asta. 4-5 bărbați și acum mai stă cu al șaselea. Păi de cap, vă dați seama. În societatea secolului I, așa ceva era inadmisibil. Femeia asta nu voia să fie văzută de nimeni. De ce? Pentru că toți oamenii comentau. Toți oamenii vorbeau pe la colțuri. Cine e ăsta? A, ăsta e ăla care... Nimeni nu și-a luat timp să stea de vorbă cu ea, de la inimă la inimă. Nimeni n-a vrut să afle cu adevărat care e situația. La un moment dat, despre o altă femeie, zice Domnul Iisus Hristos, i s-a iertat mult căci a iubit mult, a iubit mult. Nimeni nu este interesat cât a iubit femeia aceasta. Pentru unii dintre noi contează doar gura lumii. Ce zice lumea? Ce spune? Și până la urmă, întrebarea filozofului este, și până la urmă, ce a zis lumea cu adevărat? Ce a zis până la urmă? Când zice Apostolul Pavel că am venit la Domnul Hristos, n-am întrebat pe niciun om. Noi asta facem, întrebăm pe oameni. Ce părere ai de cutare? Ce părere ai de cutare? Iisus îi cunoaște viața, atenție! Iisus îți cunoaște viața. Noi venim aici cu cravată, cu haine frumoase, venim aici la biserică, într-o societate cât de cât elevată, nu vorbim urât, ne salutăm frumos, zâmbim. Dar Iisus îți cunoaște viața așa cum este ea cu adevărat. Cunoaște certurile tale, cunoaște dramele tale, cunoaște de cât ori ai iubit și ai luat-o pe coajă, cunoaște totul despre tine, cunoaște relațiile tale eșuate, cunoaște absolut totul despre tine și vreau să spun asta în această seară un lucru. Iisus te iubește așa cum ești. Iisus își ia timp și stă de vorbă cu tine, vrea să se întâlnească cu tine. Dacă ai ști tu cine este cel ce zice, dă-mi să beau. Iisus este acesta. Care nu te flituie așa cum te flituie oamenii. El îți spune adevărul, da. Și foarte bine, să vii în fața lui exact așa cum ești. Aveam un prieten la un moment dat care făcea rugăciuni în biserică foarte lungi și foarte somptuoase, termina așa cu niște fraze pompoase și de fiecare dată mă întreba când cobora de la mână, ai văzut cum a rugat? A? Ce zici? Rugăciune bună, nu? Adică am făcut o impresie bună, spiritualitatea mea în fața celorlalți. Nu este cazul. Nu este cazul să venim înaintea Domnului Iisus cu tot felul de pretenții, că cine suntem noi, să ne dăm noi cine suntem. De fiecare dată când mă rog înaintea Domnului, spun, Doamne, Tu știi cine sunt cu adevărat. Tu știi cum sunt. Așa trebuie să venim înaintea Domnului. Și îți mai spun ceva. Pe cel ce vine la mine, zice Domnul Hristos, nu-l voi zgoni afară. Și Iisus se uită la această femeie și spune... Am un singur gând pentru tine. Vrei apă vie? Da, fii sincer. Sincera, fără ceară, fără poleală pe din afară. Fii sincer. Cheamă pe soțul tău. Stau în concubinaj.
Nu e frumos. Femeie, nu e frumos așa ceva. Puneți, domnule, nu se poate. Vedeți, Iisus, deși nu aprobă viața neorânduială, El nu etichetează. El nu privește oamenii cu prejudecăți. El se uită la ea și spune, ai trecut testul. Cel care este acum cu tine nu este bărbatul tău. Și femeia zice, Doamne, văd că ești proroc. Văd că ești proroc. Cel care se află în imagine se numește Frederic cel Mare, regele Prusiei. Un tip contestat cu multe chestiuni în viața lui. Dar unul dintre lucrurile pe care le-a făcut a fost să desfințeze tortura în închisoare. Țineți minte, Frederic cel Mare al Prusiei. Și când vizita o închisoare, la un moment dat l-a întrebat pe unul, tu de ce ai ajuns aici? Păi, împărate, eu am fost prins doar într-o conjunctură, eram cu niște prieteni, nu sunt vinovat. Tu de ce ai ajuns aici? L-a întrebat pe ălalt. Împărate, eu o nedreptate, justiciară ce mi s-a făcut. Tu de ce ai? Toată lumea era nedreaptă. Pe acolo în pușcărie și l-a întrebat la un moment dat pe unul și a zis, tu de ce ai ajuns aici? A zis, împărate, eu am greșit. Teribil am greșit, am ajuns pe merit aici, dacă aș mai trăi odată, n-aș mai face ceea ce am făcut. Și Frederic a zis, luați-l pe păcătosul acesta dintre neprihăniții ceilalți, ca să nu se contamineze ceilalți de la păcatele acestui om. Pentru că vă spun un lucru, primul pas pentru a primi apa vie de la Domnul Iisus Hristos este sinceritatea. Să vii înaintea Domnului așa cum ești. Și lucrurile merg mai departe. Femeia are mistere teologice. Noi, ce să facem? Cum e treaba? Văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta. Voi ziceți că Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeia, a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem. Mântuirea vine de la iudei, atenție! Orice urmă de antisemitism trebuie să dispară în sufletul copiilor lui Dumnezeu, în sufletul urmașilor lui Hristos. Iisus zice, mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Dumnezeu este duh și cine se închină lui trebuie să îi se închine în duh și în adevăr. Femeia întreabă unde? Aceeași întrebare o avem și noi, mulți dintre noi. Unde? Unde să ne ducem la biserică? Unde să mergem? La care biserică mergem? La care? La stânga, la dreapta? La care? Pe muntele acesta? Pe muntele Atos? Unde să mergem? Iisus nu răspunde la întrebarea unde, ci răspunde la întrebarea cum? În duh și în adevăr. Și o să aflăm imediat despre ce e vorba. Va veni Mesia, care se zice Hristos. Când va veni El, are să ne spună toate lucrurile și Iisus îi spune, eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Și îl chinuiau fariseii și preoții în fiecare zi, spune-ne, cine ești tu? Dacă ești Hristosul? Și Iisus zice, ați văzut semnele, spuneți, credeți. Dar acestei femei se destăinuie. Și spune, uite, închinarea adevărată este în duh și în adevăr. Ce înseamnă în duh? Înseamnă cu toată capacitatea minții tale. Dar în duh și în adevăr înseamnă să înțelegi ce înseamnă adevărul. Și sunt cel puțin trei definiții ale adevărului. Vreau să vi le notați. Iisus a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Persoana lui Iisus este adevărul. Ioan 14:6. În Ioan 17:7 spune, cuvântul tău este adevărul. Iată, este închin în adevăr. Închină-te nu după gura lumii, după tradițiile lumii, ci după cuvântul lui Dumnezeu. Psalmul 119:142, dreptatea ta este o dreptate veșnică și legea ta este adevărul. În ultim gând, minunea primirii Mântuitorului. Auziți ce face această femeie? Priviți, vă rog. Atunci au venit ucenicii lui, se mirau că vorbea cu o femeie. Totuși niciunul n-a zis ce cauți, despre ce vorbești cu ea. Atunci femeia și-a lăsat găleata, s-a dus în cetate. Deci pentru ce venise ea, era o nevoie fundamentală, apă, dar ceea ce i-a oferit Iisus a fost mai prețios decât această apă și a lăsat găleata, unii comentatori zic că din cauza privirilor ucenicilor. E posibil uneori. Nici nu trebuie să spunem uneori oamenilor nimic, că prejudecățile noastre sunt atât de mari încât când ne uităm la ei, ei știu, bă, ăsta e prea sfânt ca să mă apropii. Femeia și-a lăsat găleata și ascultați, vă rog, de la atitudinea aceasta că nu voia să o vadă nimeni, s-a dus la apă la 12 ziua, a început să fie cea mai mare evanghelistă a zonei și spune cuvântul lui Dumnezeu, s-a dus în cetate și a zis oamenilor, nu știu ce a făcut, nu știu cum a bătut la ușa lor, și a zis, veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut, nu cumva acesta este Hristosul. I-au ieșit din cetate și veneau spre el, la vocea acestei femei. Dacă am fi fost noi acolo,
am fi spus, această femeie nu are calitate morală să vorbească despre Mesia. Uite ce viață are. Această femeie ar trebui să tacă. Mai întreabă unii, de ce predici, mă, Dărvășane? De ce predici tu? Tu ar trebui să taci, mă, pentru anumite lucruri pe care le știu ei despre mine, dar de fapt nu știu nimic. Tu ar trebui să taci. Și le spun, mă, oameni bunite, care e treaba? Dacă Dumnezeu a vorbit și printr-un măgar, nădăjduiesc că poate să-mi vorbească și prin mine. Unii dintre noi am fi frânt această lucrare. Nu! N-ai voie! Taci! Taci! Femeia asta spune ce are în suflet. Veniți să vedeți dacă nu cumva acesta este Mesia. Oamenii vin, i-au ieșit din cetate, veneau spre el. Mântuitorul face o metaforă și zice că mâncarea lui este să facă voia celui ce l-a trimis. Și ucenicii tot îndemnau să mănânce, însă Iisus vede oamenii aceia care vin, oamenii aceia care vin spre el și fiți foarte atenți. Le spune, acestea sunt holdele, gata pentru seceriș. Cel ce seceră primește o plată, strânge roade pentru viața veșnică. Cel ce seamănă, cel ce seceră, să se bucure în Domnul. Eu v-am trimis să secerați unde nu voi v-ați ostenit. Alții s-au ostenit și voi ați intrat în ostenea lor. Mulți samariteni din cetatea aceea au crezut în Iisus din pricina mărturiei femeii care zicea, mi-a spus tot ce am făcut. Când au venit samariteni la el, l-au rugat să rămână la ei. Aceasta este ceea ce trebuie să facem. Să rugăm pe Iisus să rămână la noi. Au fost alții, unii din Gadara, care au rugat pe Iisus să plece de la ei. Dar samariteni l-au rugat să rămână la ei 2 zile. Și Iisus a stat cu ei 2 zile. Și mult mai mulți au crezut în el din pricina cuvintelor lui și ziceau femeii, acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricina că l-am auzit noi înșine și știm că acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul lumii. Minunea aceasta a venit oamenilor la Hristos, printr-o femeie care nu era calificată în diplome de teologie, ci pur și simplu avea un foc mistoitor în inima ei. Să recapitulăm. Marea întâlnire este întâlnirea omului cu Dumnezeu. Întâlnirea omului cu Iisus. Iisus este mai mare decât oricine. Marele test ca să primim apa vie este sinceritatea. Misterele teologice pot fi rezolvate într-un singur sens. El este calea, adevărul și viața. Minunea primirii Mântuitorului este cea mai mare minune a acestei vieți. Și priviți, vă rog, această imagine în care Marta era împărțită cu multă slujire, așa ca și noi, de dimineața până noaptea, dar femeia aceasta numită Maria ședea la picioarele Domnului Iisus Hristos și sorbea din cuvintele Lui. Și spune Deuteronomul, capitolul 33, versetul 3, ce-a devenit Maria stând la picioarele lui Iisus și învățând de la el. Da, Domnul iubește popoarele, toți sfinții sunt în mâna lui, i-au stat la picioarele tale și au primit cuvintele tale. Maria, prin faptul de a sta la picioarele lui Iisus, ce devine ea? Dintr-o femeie ușoară cum era, ce devine? O sfântă. Acesta este gândul pe care l-am în seara aceasta pentru fiecare dintre dumneavoastră. Gândiți-vă cum a privit Iisus pe oameni. Fără prejudecăți. Iisus privea pe fiecare om ca pe un posibil candidat la mântuire. Gândiți-vă cât de prețioase au fost aceste cuvinte pentru femeia aceea care avea un suflet zbuciumat. Eu care vorbesc cu tine sunt Mesia. A plecat să spună tuturor. Gândiți-vă că darul lui Dumnezeu, cel mai mare dar, tot cerul într-un singur dar, a fost dat prin Domnul Iisus Hristos. Haideți în seara aceasta să-L primim, să stăm lângă El, să ne luăm timp, dragi prieteni. Poate nu vei putea pleca în fiecare dimineață să deschizi Biblia și să citești. Dar acum s-au inventat și aceste chestii. Ia uitați-le. S-au inventat și aceste chestii. Și pe YouTube există Biblia audio. Lasă să-ți picure din învățăturile lui Iisus în fiecare zi, în inima ta. Spune Domnului, vreau să rămâi cu mine. Exact așa cum au spus samaritenii. Vreau să învăț. Vreau să continui un drum împreună cu tine. Vă invit să ne ridicăm pentru rugăciune. Doamne, îți mulțumim că Tu nu ne vezi așa cum ne vede lumea. Și îți mulțumim că Tu ai dat prejudecățile la o parte și ai văzut inima noastră. Doamne, venim înaintea Ta așa cum ne știi. Fără farduri, fără
haine scumpe, ci doar cu inima noastră așa cum este ea. Te rugăm, ia-o tu în mâinile tale, curățește-o și fă din ea o mărturie vie pentru oameni. Binecuvântează viețile noastre, binecuvântează pe toți cei care ascultă aceste cuvinte. Și ajută-ne să înțelegem că Iisus este darul lui Dumnezeu. Doamne Iisuse, rămâi cu noi. Trimite Duhul Sfânt în fiecare zi în viața noastră. Schimbă-ne mintea și inima. Și ajută-ne să plecăm de aici altfel de cum am intrat, privind pe oameni așa cum i-a privit Domnul Hristos. În numele Domnului Hristos te rugăm și îți mulțumim, Doamne. Amin.